Ce îți place cel mai mult la școală? Balconele. Profii de engleză. Și tot de... După mult vine nici aici nu e rău. Văd câteva ferete balcone. Tu știi ce găsim laptele? Da. Dăm 5 exemple de produse care conțin lapte. Untul? Da, da, foarte bine. Brânza? Da, excelent. Înghețata? Da, da, foarte bine. Și încă două produse care conțin lapte Romeo. Două vaci! Eu nu pot să închid ochii. E din construcție. Atunci putem ruga pe cineva să te ajute. Vrei să alegi pe cineva? Tiu sexy de acolo. Cât de sexy e. O să vii puțin? Cum te cheamă? Vlad, Vlad, mulțumesc, uite, poți să-i ții tu mâinile la ochii bunicii, uite, poți să mergi în spatele nostru. Așa. Poți să-i ții pe ambele ca să fim siguri, da, că nu se trișează. Da? Ți bine? Ok, ok, bunii, vezi ceva? Bun, și acum eu o să chem pe cineva. Și tu o să-mi spui dacă ai chemat o fată sau un băiat. Stai să mă concentrez. Ai chemat un... Sexy. De sexy. Da, ok, bun, gata. Spune-mi, cu ce este îmbrăcat acest tip? E îmbrăcat sexy. Cred că am avut cel puțin 100 de femei. O, da, cât de sexy. Așa vine cu verde. Poți să-mi zici numele tău la ureche? Bunii, crezi că poți să ghicești și numele băiatului? Da. Îl cheamă... La pensie? La 40 de ani. A, așa tu, da? Da. M-am pensionat pe caș de boală. A, Puni, n-am știut că te-ai îmbolnăvit atât de tânără. Nu, 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 eu m-am îmbolnăvit. Bunică, tu m-am îmbolnăvit. După ce că era impotent, a căzut pe scări și și-a rupt și degetul și limba. Ha 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 ha